Chiar dacă este vacanță, angajații de la primăria Năvodari au toaletat parcurile, au cosmetizat statuietele care vor atrage privirile vizitatorilor și au decorat cu flori intrarea în oraș. În prezent se lucrează la marcajele rutiere aflate pe arterele principale. În această perioadă, în orașul Năvodari s-au executat lucrări specifice pentru trafic, pentru desfășurarea normală a traficului, în sensul că au fost executate sau sunt în curs de executare marcajele rutiere, longitudinale și cele pietonale, cele transversale. S-au montat antivitezele în străzile cu trafic intens pentru protejarea pietonilor în primul rând. De asemenea, s-a procedat la punerea în aplicare a prevederilor proiectului privind reglementarea sensului unic pe anumite străzi din orașul Năvodari. Se apropie și zilele orașului, așa că năvodărenii se așteaptă să fie vizitați în număr mare, la fel ca și anul trecut. Campania de fluidizare a traficului rutier a fost demarată pe Strada Sănătății. În următoarele zile, utilajele și muncitorii vor acționa pe principalele bulevarde din oraș. În paralel, au început și lucrările la promenade de pe malul mării, iar șoseaua care face legătura cu stațiunea Mamaia și orașul Constanța le așterne turiștilor drumul către plajele din Năvodari. Vrei confortul unui oraș?